Elevii din ultimul an al ciclului primar de învățământ au susținut astăzi prima probă a examenului de testare națională. Copiii au avut de rezolvat mai multe cerințe pe baza unui text la prima vedere și să întocmească o compunere. Subiectele au fost accesibile și similare celor parcurse la clasă, după cum apreciază dascălii. Subiectul a fost accesibil elevilor de clasa a patra, deoarece a fost un text la prima vedere. Ei, trebuind să încercuiască varianta corectă, să răspundă întrebărilor puse, iar la final de alcătuit o compunere. Teste asemănătoare s-au lucrat cu elevii clasei a patra, de aceea consider că modelul primit astăzi a fost accesibil și cu ușurință rezolvat de ei. Mâine este programată proba la matematică, iar elevii care aparțin minorităților naționale vor susține și un examen de evaluare a cunoștințelor în limba maternă, care va avea loc pe data de 2 iunie. Testele vor fi evaluate în unitățile de învățământ de către cadrele didactice care predau în respectivele școli. Rezultatele obținute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea părinților asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.